Bună ziua, sunt Eduard Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Uniunea Europeană va lovi Rusia cu sancțiuni inteligente la importurile de petrol. Știu că este greu să nu comentezi astfel de declarații, să nu te întreb de ce până acum am apelat la sancțiuni mai puțin inteligente. Asta ca să fiu gingaș. O să încerc să mă abțin și împreună cu invitatul meu, avocatul și economistul Cristian Vațilache, bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua! Să vă explicăm cum poate Uniunea Europeană să impună pedepse Rusiei, iar noi să nu plătim nici măcar o parte din costul. Până una alta, Polonia și Bulgaria au rămas fără gaze rusești pentru că nu au vrut să plătească în ruble. Printre altele, în schimb, alți așa ziși aliați au fost de acord. Se aude chiar că Austria va sta preș în fața Gazprom și va plăti și în monedă romană dacă îi se va cere. Dar așa este, unii sunt mai inteligenți ca alții. În schimb, la noi este bine, în plin sezon de golf, am putea spune. Despre PNRR nu se mai aude nimic. Echipa câștigătoare nu a mai ajuns la Kiev sau a ajuns, de fapt, cu 24 de ore întârziere. Iar la finanțe avem parte de veștile cu care suntem obișnuiți. Ne împrumutăm din ce în ce mai scump, la dobânzi de 6,7%. Așadar, alături de mine, cum vă spream, domnul avocat Cristian Vațilache, bine ați venit, vă spun din nou, vă propun să vedem un material și după aceea să începem discuția. Așadar, haideți să vedem ce au pățit Polonia și Bulgaria, deocamdată. Rusia a stopat livrarea de gaze către Polonia și Bulgaria într-o escaladare majoră a conflictului dintre Moscova și Europa, motivând că cele două țări au refuzat să plătească în ruble pentru livrarea combustibilului, așa cum a cerut administrația de la Kremlin încă din urmă cu o lună. Deși Bulgaria este aproape în întregime dependentă de gazul rusesc, importând în jur de 90% din necesarul de gaze, o întrerupere a livrărilor nu va avea un impact critic asupra Bulgariei, după cum declară oficialii de la Sofia. Premierul bulgar Kiril Petkov a spus că decizia Moscovei de a asista furnizarea de gaz către țările europene este o încălcare a contractului și că gazul este folosit ca o armă. El a afirmat că lipsa gazului furnizat de Rusia nu îi va afecta dramatic pe bulgari, țara sa având suficiente rezerve pe termen scurt și că va colabora cu Comisia Europeană și cu partenerii din Europa pentru a-și asigura necesarul de gaze din surse alte. Premierul Petkov a mai spus că, din fericire, sezonul rece s-a încheiat, iar încălzirea orașelor consumă cel mai mult gaz, iar ceilalți consumatori importanți, care sunt fabricile de sticlă și de produse chimice, ar putea utiliza combustibili alternativi sau ar putea reduce temporar producția. Nici Polonia nu ar fi afectată foarte tare fără gazul rusesc, după cum spune primul ministru polonez Mateo Morawski, care afirmă că țara sa va face față deciziei pe care a luat-o Rusia de a asista livrarea de gaze, spunând că Polonia are surse alternative. As I have emphasized many times, Poland has prepared to diversify its gas supplies and to obtain gas from various sources. And even before the Baltic gas pipeline enters service, we will be able to protect our economy, protect our households and Poles against such a dramatic step by Russia. Mai multe țări europene și-au declarat sprijinul față de Polonia și Bulgaria după anunțul Rusiei de sistare a furnizării de gaze. Germania a fost printre primele țări care s-au oferit să acorde sprijin în domeniul energetic, la fel și Grecia. Da, ascultându-i pe bulgari, mi-aduc aminte de poanta aia care a circulat la începutul pandemiei. Bine că ne-am distrus țara după 1990, că acum era deranj mare. În antiteză cu partea poloneză, care într-adevăr pare că s-a pregătit pentru acest moment, o serie întreagă de contracte noi, de proiecte care stau să înceapă, adică să funcționeze, nu să înceapă implementarea. Pe de altă parte însă deja au apărut zvonuri, certitudini legate de prețul gazelor, nici n-a fost oprit bine că deja gazul a sărit pe bursă. Deci ce ne așteaptă, domnule Vasile? Totdeauna va fi o volatilitate și totdeauna vor fi cei care vor specula, indiferent. Pentru că această dorință de a câștiga în orice fel de situație, da? Legal, până la urmă, că tu faci în așa fel încât să-ți vinzi marfa cât poți de mult, dacă există o cerere și o ofertă, normal. Nu?
Mai întreb, totdeauna, ca să nu vorbesc de speculă pură, da? Dar întotdeauna, să știți, în domeniul... Și oportunism. Și oportunism, pe situații de volatilitate, întotdeauna vor fi cei care, din cauza faptului că sunt mai pregătiți decât alții, pot vinde la un anumit preț mult mai bun. Asta este clar. Sunt regulile economiei clare și pure în acest moment. Pentru că știm foarte clar că toate costurile care le avem, este și o anumită situație speculativă din cauza anumitor conflicte, anumitor situații pe lanțul de producție, nu se mai... Sunt unii care au stocuri și normal că vor să vândă pentru că au investit la momentul oportun. Sunt situații de asemenea natură. Acum, referindu-mă la polonezi, i-am verificat puțin pe rezervele care le au deja stocate. Sunt cam la rezerve de gaze naturale, cam în jur de 80% storage-ul este cam plin, 80%, iar pe gaze lichefiate sunt la vreo 40% din depozite umplute. Ei au și o situație foarte bună că folosesc și gaz lichefiat Polonia, ceea ce este un lucru foarte bun, fiind o țară și mai industrializată decât România, normal că și-au diversificat această situație. Bineînțeles că și investesc în acest sector de activitate privind resursele energetice, pentru că, din nou, trebuie să recunoaștem faptul, să ne uităm extrem de bine economia Poloniei, discutăm și de o situație în care producția ocupă un loc foarte important în această țară. Referitor la Bulgaria, Bulgaria este vorba și de o situație în care, eu știu că în toamnă, o relație cu Grecia, va exista o resursă de gaz care îi va ajuta să treacă, probabil, iarna următoare. Știți că trebuie să ne interconectăm și noi cu acel tronson. Bineînțeles, Bulgaria fiind o țară și demografic mult mai mică decât România, asta e clar, iar din punct de vedere al producției, clar, mult mai slabă decât România. Ați văzut foarte clar că premierul Bulgariei și-a dat seama că situația ar fi pe încălzirea locuințelor din Bulgaria, nu pe producția care o au ei în această țară. Asta e clar. Adică trebuie să ne uităm să vedem și la modelul economic al acestor țări. Într-adevăr, această situație cu plata gazului în ruble, da? Prin decret prezidențial dat de la 30 martie, am observat clar lucrul ăsta, am văzut și mișcările în piață, ce a dus lucru foarte clar și este indubitabil aspectul ăsta. Rubla, știți că era foarte scăzut din punct de vedere al cursului valutar. Da? Se poate vedea că exista o situație care acum este spre V-ul de sus. Ce înseamnă lucrul ăsta? Țările europene, într-adevăr, au fost o discuție că nu vom plăti, că nu sunt respectate contractele comerciale. Au fost o discuție în prima fază, dar acum au început să plătească. Da? Prin anumite bănci de stat rusești, se plătește gazul. Și de către Germania, și de către Franța, și de către Italia. Italia cam importă 40% gaz rusesc. Adică plătesc în ruble? Nu. Schimbă la cursul valutar. Iar ăsta a întărit rubla la nivelul care era cu o lună înainte de începerea războiului. Să vă uitați foarte clar, eu m-am uitat la locul ăsta. Este la 0,13 acum. Da? Da, e un curs artificial, totuși. Artificial, neartificial, vorbim de o resursă. Da? Ei vând o resursă care este necesară, obligatorie și este de neînlocuit în acest moment, că asta este problema pentru toți, adică să fim franci, să nu discutăm la modul politic, să începem să mințim lumea. Da? Este de neînlocuit în acest moment, pe următorii câțiva ani, pentru că este foarte greu să înlocuiești această resursă pe care are acest stat. Asta este nenorocirea în această situație, extrem de rapid și cu costurile care vor fi. Da? Că orice investiție înseamnă și niște costuri suplimentare ca să ajungi la nivelul. Ce se întâmplă? Toate calculele care au fost făcute în februarie, martie, da? Odată cu începerea războiului și cu desfășurarea acestui masacru care asistăm toți în Ucraina, urmează să vedem, am mai discutat, răspunderea penală, cum se va ajunge după o anumită verificare penală asupra ceea ce s-a întâmplat acolo și să vedem răspunderea, da? Celor care au comandat această nenorocire, pentru că suntem în situația în care avem 6 milioane de refugiați ucrainieni în acest moment, prognoza este de vreo 8,4 milioane de refugiați ucrainieni în afara teritoriului Ucrainei și sunt vreo 10 milioane care sunt dislocați în interiorul țării. Asta ce înseamnă? Că nu mai au case unde să locuiesc.
da? Toată regiunea asta de est și de spre Odessa. La Odessa văd că s-a oprit, ceea ce e un lucru bun. Da? Acest lucru face ca pe termen mediu, ca să nu ne prognozăm pe termen lung, da? Dacă țările mari consumatoare de gaz rusesc au început să achite gazul rusesc, da? În ruble, așa cum a dat decretul prezidențial Putin, da? Asta înseamnă că se dorește în continuare să consume acest gaz. De ce? Pentru că nu poți să oprești și să-l refuzi, pentru că nu ți-ai găsit un locuitor. Unde ar fi situația în care ai putea să locuiești gazul rusesc? Acum să discutăm din punct de vedere tehnic pe ce avem noi resurse acum în acest moment. Nu pe ce se va întâmpla pe renewable sau pe alte situații green. Da? Suntem într-o situație în care Qatarul, de exemplu, care ar fi a treia țară, care ar avea rezervă și ar avea și interconectare cu Europa să furnizeze, nu poate să furnizeze suplimentar gaz ca să locuiască tot gazul rusesc pentru Europa, pentru că are niște contracte în derulare cu China. Și este foarte greu să-și suplimenteze producția. Nu numai că este aproape imposibil să faci în câteva luni lucrul ăsta. Este foarte greu din punct de vedere al suplimentării producției, da? Pentru că nu au capacitatea atât de mare ca să poată să suplinească acest aspect. Lucrurile astea, mai ar fi Iranul. Cu Iranul nu ai cum să te duci să ții gaz din Iran. Este, din nou, foarte, ai cam a patra ca rezerve naturale de gaz în zona asta, unde am putea să ne alimentăm noi din Europa, dar nu poți să duci spre Iran pentru că știți foarte bine ce interdicții sunt în aceste relații comerciale cu Iranul. Sunt majore, da? Ce țară e? Și ce țară e? Și ce nivel de țară și așa mai departe? Ce vor să dezvolte capacitatea nucleară și așa mai departe? Da? Deci nu se poate semna, Europa cel puțin, semneze un contract cu Iran. Atunci ce rămâne nouă de făcut? Într-adevăr, să găsim o soluție pe termen mediu, asta înseamnă un an, doi ani de zile, în care în situația în care va continua războiul, că de exemplu am văzut pe domnul Gioană, pe secretarul general și pe secretarul general NATO, spunea că s-ar putea să fie un război pe câțiva ani de zile. Da? Asta înseamnă că pentru noi trebuie să ne pregătim pentru ieri destul de răcuroase. Asta înseamnă că pe acel contract care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Am făcând o glumă, bucureștenii s-au pregătit, au început deja. Da. Din iarna asta. În București deja se învățați cu frigul, adică de ce să fim naivi? Da. Probabil că și-au luat și saci de dormit și așa mai departe. Problema este că cu o capacitate din Statele Unite de gaz lichefiat, ar fi cam vreo 15 miliarde de metri cubi, da? Cu o capacitate poate reușim din partea Qatarului să ajungă mai mult gaz către Europa și din zona Algerului, să știți că și Algeria, da? Algeria este o capacitate foarte bună de gaz, am putea să suplinim, bineînțeles cu anumite costuri, costurile clar vor fi mărite, să suplinim o eventuală situație europeană generalizată, cam ceea ce se întâmplă în Polonia și Bulgaria, da? Pentru că atenționez lucrul ăsta. Să nu ne luăm după Bulgaria. Bulgaria așteaptă gazul din Grecia. Deci eu nu mă iau după premierul bulgar. Eu nu mă iau după Polonia. Polonia are o infrastructură energetică destul de bine pusă la punct și mai are și gazul lichefiat care vin despre Marea Baltică. Adică eu nu pot să mă raportez la aceste două țări care fiind niște modele pentru mine să pot supraviețui următoarea iarnă. Nu, sper că oamenii își dau seama de lucrul ăsta. Cei care conduc cu cap, nu cu slogan politic, da? Deci trebuie să ne ducem spre o zonă în care, noi ca români, da? Nu mă refer la alte țări, că eu mă gândesc la România. Lăsăm Europa în mâna celor care sunt mai puternici decât noi. Să mă duc pe zona Italiei, de exemplu, cam cum procedează Mario Draghi. Să nu ne ducem spre zona Germania, am înțeles că Germania este hulită în perioada asta și știm foarte bine, pe anumite medii este hulită din cauza faptului că plătește în continuare și petrol și gaz rusesc, pentru că și consumă foarte mult și nu are de unde să ia atât de rapid. Da? Deci am putea să mergem pe zona asta a Italiei, pe modelul Mario Draghi, ca noi să ne încălzim casele, cel puțin. Că productivitatea în România nu prea văd eu să fie atât de multe investiții în vara asta, încât, de exemplu, să producem semiconductori. Nu știu. Am dat și eu, dau și eu un sfat cum să ne dezvoltăm. Care imprimante 3D. Sau măcar imprimante 3D.
E bun, ca să ne, măcar să ne încălzim office building-urile. Cine să mai duce la birou, că acum toți sunt pe zonă hibridă de activitate. Să ne încălzim UAT-urile, cei care sunt prin primărie și așa mai departe, și casele, dacă se poate. Dar dacă, putem dacă, să trecem anul, deci se poate trece, dacă suntem extrem de atenți. Acum, de exemplu, eu m-am uitat pe rezerva de gaz stocat. Este la minim. Cam 20%. 20% din 3 miliarde de metri cubi. Nu, 3 miliarde. Dar dacă se va înteți că trebuie să iau varianta cea mai sinistră dintre toate variantele, că eu mă duc pe o situație care nu se știe dacă se va întâmpla, da? Întotdeauna când faci o prognoză pe zona asta de război, de recesiune, de situație, penurie alimentară și așa mai departe, cum toți vorbesc prin România, cu toate că nu e cazul în momentul ăsta, da? Trebuie să-mi fac și eu scenariul cel mai pesimist pentru cel puțin octombrie, să nu mai mă prindă octombrie și noiembrie cum a prins anul trecut. Că anul trecut eu nu eram cu capacitatea, nu maxim, măcar acolo. Da? Deci eram cu capacitate scăzută de stocare de gaz și uite că m-a prins ianuarie și februarie și toți miniștrii de energie vorbeau, le dau niște semnale din punctul meu de vedere juristice multe, dar asta e când te prinde pe picior greșit, începi să spui povești pentru cei care cred, da? Premierul a fost pus sub picior greșit și așa mai departe. Și știți prea bine, inflația cum am importat-o, da? Pentru că nu am fost pregătiți în perioada asta. Asta e. Bun, dar noi n-am putea să ne îndreptăm dincolo de Italia spre urgentarea exploatărilor din Marea Neagră și a perimetrului din Buzău, unde iar se pare că e un zăcământ extrem de important. Bine, dacă ne uităm și pe topuri, vedem că România e al doilea producător de gaz din Uniunea Europeană. Cu toate că resursele nu sunt foarte mari, dacă nu uităm pe ei. Da, dar avem capacitate de producție. Am putea să ne acoperim necesarul și să mai ajutăm și două țări din jur. Problema noastră este că noi nu avem un management destul de bine stabilit în acest sens. Adică eu de exemplu, n-aș avea încredere în RomGaz. În afară de acele titluri frumoase din presă, pentru că eu mă uit la președintele lor și mă refer la Iernut. Da? Ce s-a întâmplat la Iernut? Deci cu centrala Iernut să cheltui 300 de milioane de euro și să nu o finalizezi, îmi pare rău, domnul Pastor. Deci îmi pare rău. Aici este clar o incapacitate clară, managerială, cu o resursă enormă de bani, că nu vorbim de 3 lei aici, să nu fi în stare din 2016, da? Cu toate nebunile din țara asta, să soluționeze această problemă. Și când ajung la 70%, 80% am înțeles, spre finalizare, construcție, reziliez contractul. Acum, cei care erau pe consorțiu, partea românească, a intrat în insolvență. Normal că nu mai puteau să-și plătească furnizorii. Da? Deci vă dați seama că eu când aud de RomGaz, de exemplu, eu n-am cum să cred că băieții ăștia care conduc acolo, nu știu cine sunt, nici nu mă interesează, poate să reușească vreodată să finalizeze o asemenea capacitate de extracție așa cum se pomenește. Într-adevăr, este un consorțiu american, parcă, pe platformă în Marea Neagră, care anunță, de exemplu, că trimestru 3 deja se va extrage gaz din mare. Un zăcământ mai mic. Zăcământ mai mic. Cel la mare e RomGaz cu OMV. RomGaz. Păi da, dar RomGaz... E o companie românească, se spunea acum câțiva ani, dar nu numai, că românii n-au posibilitatea financiară și tehnică să acum exploateze așa ceva, acum brusc o au. Păi asta spun. Deci, vedeți despre ce discutăm aici. Adică noi ne ferim și discutăm acum câțiva ani de Exxon, că trebuia să vină cu 4 miliarde de dolari plus tehnologia necesară, da? Să poată extrage gazul din Marea Neagră, în mod sustenabil. Adică nu prostia care au făcut-o RomGazul la Iernut, să plătești 300 de milioane de euro și după aia să te duci să reziliezi contractul și nici măcar centrala să nu ai finalizată. Da? Asta mi s-a părut, de exemplu, 300 de milioane de euro îi aruncăm și le dăm la, nu știu, le dăm la găini. Adică ce am făcut cu lucrul ăsta? Da? Deci eu discut de o situație clară. În momentul în care tu ai un business plan și te duci cu o sumă atât de mare care o ai la îndemână, să nu reușești să-ți rezolvi problema. Acum întreb și eu,
Era Exxon, era estimată la vreo 4 miliarde de dolari, da? Investiția care o făceau cei de la Exxon. Romgazul cumva are de unde să plătească banii ăștia? Romgazul cumva are tehnologia necesară să poată accesa acea pungă de gaz și să o și exploateze sustenabil? Că trebuie să ai și un cost, da? Al produsului pe care îl vinzi la final, care să-ți acopere investiția. Că degeaba învizi mie gazul pe piața liberă. La Viena. La Viena, da? Asta e viața, domnul Pastia. Băieții s-au mișcat mai repede decât noi. Ai vândut piața, ai vândut gazul acolo, metru cub, poate la un preț foarte ridicat, sau, spun și eu altceva, costurile incapacității celor de la Romgaz, da? Să finalizeze o investiție corectă, se va distribui chiar tuturor, exact cum e inflația la noi acum, o plătim toți din buzunare, ca să vândă Romgazul prețul la metru cub comparabil cu cel rusesc, de exemplu, nu știu, sau cu cel din Qatar. Deci discuția este extrem de adâncă aici și ar trebui, acum nu știu cine poate să facă analiză, pentru că eu îmi dau seama că în România chiar n-au nicio treabă băieții să cheltuie sute de milioane de euro pe investiții nefinalizate. Mai e acolo asociat și OMV-ul, partener al Gazprom. Și OMV-ul au metodele lor, au influențele lor, știți foarte bine ce acționari sunt în compania OMV, au influențele lor, au interesele lor economice și s-ar putea să nu conjuge cu interesele Romgazului. Deci, nu știu, zic și eu. Deci, este foarte complicat să ni se arunce o imagine de genul ăsta de ansamblu în care eu, de exemplu, să cred în ea. Nu am cum, pare foarte rău. Eu, unul, în locul Ministrului Energiei, Ministrului Economiei, l-am văzut și pe nou Ministrul Economiei, destul de grăbit în afirmație, dar e treaba lui. Nu, e pus politic, nu mă interesează personajul. Problema este că în momentul când se afirmă că nu vor fi probleme pe furnizarea de gaz, în contextul actual vorbesc. Bine, dacă te duci spre un miracol din asta să se oprească și să continui, să revenim la normalul dinainte de pandemie, așa dintr-o dată, eu spun că se înșeală, pentru că indiferent ce s-ar întâmpla, și știu foarte bine că am urmărit piețele. Vorbesc de speculatorii, pot fi de diferite naționalități, da? Cu diferite interese. Da? Eu spun doar atât. Volatilitatea prețului la gaz pe o situație în care producția scade sau crește, cum se dorește de la Kremlin, da? Pe o situație în care, chiar dacă se oprește război, intrăm într-o fază din asta de refacere a contactelor comerciale, poate dura, de exemplu, între 1 și 2 ani. Prognoza mea. Și sunt optimist aici. Da? Asta înseamnă că eu, dacă nu reușesc pe perioada asta de vară să-mi asigur un necesar cât mai ridicat, nu zic 100%, dar cât spre 90%, de exemplu, da? Din resurse care n-au legătură cu Rusia, interne, Grecia, nu știu, găsesc o soluție de genul ăsta, da? Îmi dă mie o mai mare reziliență pe o fluctuație de preț care poate să-ți apară, domnul Pastia, eu știu, prin ianuarie, da? Ca să nu distrugă niște cămine românești cu oameni mai amărâți decât restul Europei, da? Adică eu nu prea cred că dacă nu suntem pregătiți în perioada asta să ne pregătim, eu mă pot baza, de exemplu, chiar dacă eu, pentru mine este, de exemplu, un lucru foarte bun, ce am văzut ieri, sau astăzi parcă a fost, secretarul general ONU a avut o întâlnire la Moscova, ieri sau astăzi, nu știu când a fost. De exemplu, ambasadele Statelor Unite ale Americii, Canadei, Angliei și redeschid din nou porțile la Kiev, de exemplu. Asta e un lucru bun din punctul meu de vedere. Înseamnă că ei știu foarte clar că nu se va mai apropia de capitala Kievului, că nu își trimiteau diplomații, asta e clar, da? Și foarte bine că în început războiului, primii care au fost plecați cu avioane au fost cei din zona diplomatică. Deci se ne întorc acolo. Deci există o posibilitate să găsească o cale cât de cât de discuție. Vom vedea cât vor dura negocierile, asta e clar. Dar orice război care s-ar
se finalizează, de exemplu. Să presupunem că se va finaliza în august. O situație similară cu ceea ce a fost înainte de război, de exemplu, în 2019, este foarte greu să se întâmple pe următorii 1-2 ani de zile. Pentru că apar interesele. Interesele oligarhilor, că am mai discutat de acești oligarhi, care alt interesau global, da? În situația în care te anunță, de exemplu, Kremlinul că scade producția de gaz, cu toate că el are contracte ferme cu Uniunea Europeană, cu Germania bilaterală sau cu Ungaria bilaterală, că și aici a fost problema acestor două țări, că trebuia să înțeleagă că trebuia să mergem tot blocul unitar și uite că asta e viața, și scade, de exemplu, producția de gaz, normal că există ce? Există o cerere foarte mare pe gaz. Exact ce s-a întâmplat. Da? Atunci te duci cu prețul, unde te duci? Spre cer. Spre 2000, cum spunea $2000, cum spunea domnul Medvedev. Sau nu știu cât seamă ruble. Că acum e pe ruble, nu? Stai că discutăm pe ruble acum. 70. Așa, așa. Da. În situația asta, cine va avea de pierdut? Normal că cetățeanul simplu, cetățeanul final. Preț mare la mâncare, da? Preț mare la utilități și de acolo explodez. Da? În cascadă. E, lucrurile astea pot fi, nu spun evitate 100% de un stat ca România, nu. Dar pot fi ușurate, anticipate, adică să vină șocul mult mai ușor spre pieptul românilor, de exemplu, dacă a sta așa cu gura căscată, cu limba scoasă, la ce îmi spune doamna Ursula von der Leyen, de exemplu. Nu știu, zic și eu. Sau ce îmi spune domnul Charles Michel, de exemplu. Să stau cu gura căscată, să mă uit și să înghit cam tot ce îmi spune dânsul. Nu. Aici trebuie să avem ca stat, ca oameni care ar trebui să mai citească și ei cărți, sau nu știu ce să facă pe acolo, prin zonele alea lor de influență, în care să înțeleagă că trebuie să existe o protecție foarte bună a populației române din cauza acestei nenorociri pe care o trăim zilnic. Și vedeți foarte clar. Acum mi se spune că mi s-a importat inflația. Este o situație exogenă, da? S-a dus în 12,1%, 11,5%, nu știu. Ceva de genul. Acum întreb și eu. Cum pot eu contracara această inflație nelăsând-o cum face BNR-ul și Ministerul Finanțelor și Guvernul României doar pe spatele românilor? Că primul trimestru, că au venit datele astăzi, primul trimestru din 2022 arată mult mai bine decât primul trimestru din 2021. Și la venituri în plus, da? Și la deficit, adică ne cam încadrăm spre prognoza care o avem, în condițiile în care creșterea economică pe prognoză nu poate să mai fie 4,6-4,8, parcă era, că știți foarte bine că acum e spre 2. Deci avem cam... Bunii spun că pe întreg anul, bunii experți, s-ar putea să stagnăm. S-ar putea să stagnăm. Vorba de creștere. Deci avem un primul trimestru fabulos, dacă e să mă întrebați pe mine. Deci din punct de vedere economic, indiferent ce vorbesc unii sau alții, este fabulos pe venituri, foarte prost pe cheltuieli, că s-au mărit cheltuielile din nou. Aici să vedem cine va răspunde, dacă va răspunde vreodată cineva în țara asta. Dar veniturile sunt fabuloase pentru România. Ați văzut vreodată cineva acuzat pe legea răspunderii bugetar fiscale? Ceea ce este o mare prostie, să știți. Știți de ce? Și asta se va rostogoli în capul ăstora care sunt pe de-astea de forță. Magistratură, parchet, SRI, tâmpenile astea, că le-am povestit, am prieteni printre ei. Adică foștii mei colegi sunt pe acolo și le-am spus, băi, dacă voi nu aveți grijă cu ce fac băieții ăștia prin guvern, o să avem probleme peste 20-30 de ani, peste 15 ani, cu pensiile voastre speciale. Câteodată, odată și odată, se va întâmpla o nenorocire în țara asta, să nu mai puteți voi controla totul. Adică atâta timp cât se fac niște cheltuieli, da? Și totul este pus la secret și trebuie să chiar să știi economie, vorbesc foarte greu, și finanțe, ca să-ți dai seama unde e buba. De exemplu, eu am identificat unde e buba pe cheltuieli acum, pe primul trimestru. Da? Exact pe cheltuielile sociale sau mării, că, în fine. Deci problema este că trebuie să ajungă odată să se înțeleagă toți că dacă nu mergem corect, eu nu spun să mergem cu șer, da? Să mergem corect, în sensul de a ști foarte clar cum se cheltuiesc banii publici pentru a avea pentru generațiile viitoare cât de cât o sustenabilitate
pe veniturile următoare. Pentru că noi dacă stăm numai în bătaia vântului, noi acum stăm bine. Și repet, vă spun foarte clar. Și am avut și creștere pe anul trecut, cu toate că a fost pandemie. Avem creștere pe primul trimestru, ceea ce e un lucru foarte bun. Da? Problema este că pe termen lung, dacă nu se schimbă o anumită situație a modelului în care se cheltuie banii, în care se produc banii în țara asta la buget, da? Și aici mă refer, știm foarte bine, să reduci gap-ul de... Nu vreau să mai mă repet. Să le spun actualul ministru de finanțe, e treaba lui. Dacă nu facem lucrurile astea, uite, acum avem război. Apropo de inflație, n-ar trebui, de exemplu, orientate politicile statului astfel încât să se pună presiune pe producători și pe furnizorii de servicii, nu să se continue cu subvenționarea la lung a unor... Asta nu mai e competitivitate, domnul Pastie. Domnul Pastie. Știți și asta? Este un ajutor mascat. Tot pentru ei. Păi, dar pentru cine? Că atât timp cât eu, de exemplu, în toate cărțile de economie, vorbim acum de o inflație moderată, ca să ne facem înțeles. Nu vorbim de o hiperinflație. Da? Deci, sunt unii profesori de economie, și aia mari, că cu premii Nobel, adică nu băiețași de ăștia din România visători, care au spus foarte clar. O situație de război, de pandemie, și vorbesc cărți scrise în anii 80-90, adică care prevesteau anumite situații, sau de crize majore, de exemplu. De exemplu, dacă ar fi o criză majore pe piața Chinei, domnul Pastia, de 5 trilioane pe piața imobiliară, noi au probleme majore, 5 trilioane de dolari. Lumea nu-și dă seama. Este o treime, da, din bugetul Chinei. Este o criză majoră de un an jumătate această țară comunistă, prin metode clare, care nu fac parte din economia de piață, da? Reușesc să țină în frâu această criză majoră de a imobiliară bulă mare din China. Revin. Dacă nu, deci pe o situație în care ai o inflație moderată, v-am spus, unii spun 20%, unii spun spre 30%, că ar putea fi absorbită destul de lejer, normal că nu atât de bine, da? De populație. Dacă noi la o situație de 12, cât avem acum, 10, nu știu cât, da? S-ar putea pe industria să fie mult mai mare, dar nu vreau să intru pe tema asta. Noi dăm totul pe consumatorul final. Da? Și menținem cursul valutar 4,93 sau 94, cât e, de un an de zile. Da? Avem rezervă valutare foarte bună la Banca Națională, de vreo 42 de miliarde de euro. Nu prea mai avut în ultimii ani. Da? Reușim să păcălim lucrul ăsta. Acum făcând lucrul ăsta. Sărăcind populația, domnul Pastie. Da? Populația nu-și dă seama că toate acumularea și toate veniturile care le-au avut au fost reduse în perioada asta. Că nu-și dau seama, da? Mai avem o problemă cu bula imobiliară, bula din sectorul construcției din noi, din România. Asta e clar la noi. Deci, cât de cum trebuie să știi prea multe, să-ți dai seama că acolo există treaba asta. Bine, acolo sunt alte interese. Mai sunt și interese politice, mai e și o evaziune extrem de mare pe materiale de construcții știute de toată lumea. Nu intru pe zona. Unele materiale de construcții nici nu le producem, da, nu le mai producem. Nu le mai, sunt treburile lor, da? Ăștia care conduc și au banii de acolo, din zona aia, zona neagră. Problema este că dacă vom fi pe termen lung și, de exemplu, BNR-ul greșește și nu mi se va atenua creșterea inflației spre sfârșitul anului, da? Și în octombrie, de exemplu, am un 16%. Și în noiembrie, acum trebuie să dau scenariul la care mă gândesc și sper să nu se întâmple. Ăsta e un scenariu, atenție, e scenariu, nu e nimic clar. Și în noiembrie, nu se înțeleg cu băiatul ăsta de la Kremlin. Absolut deloc. Stau numai într-o discuție din astea latente, nimic concret, și se oprește producția de gaz. Da? Sau se produce exportul, se va opri exportul de petrol către România și către Germania. Să vedem de unde noi chestiile astea. Și cu ce costuri și ce speculă va fi pe burse pe treaba asta. Da? Deci, aici ne trebuie o atenție extrem de bine calibrată în sensul ăsta.
Acum ați văzut dobânzile la care ne împrumutăm, nu? 6,7%. Anul trecut vorbeam de 4, că era mult, parcă. Vorbeam prea mult. Da, da. Și ziceam, atenție exact toți. De ce? Ne-au băgat la risc? Nu, e același risc. Sau apropierea față de Rusia contează? Nu, speculă. Nu, haide să fim asta. Atât de naiv să credem că nimeni nu beneficiază de lucrurile astea, da? Pentru că eu am rata exact cum eram, BB minus. N-a fost niciodată BB plus, da? Sau BB stabil. BB minus. Și Fitch, și Moody's, și Standard & Poor's. Bulgaria e mai sus decât noi, ca să ne înțelegem, da? Probabil că din cauza doamnei Gheorgheva, că așa aici e problemă. Domnule, de ce a zis? Păi uite, domnule, o bulgăroică a ajuns șefa femeii. Tu din România, mare economist, ce stai? Stai să te gândești numai la taxare, nu știu de care? Du-te, domnule, și fă-ți treaba acolo ca să ajungi cumva. Doamna Gheorgheva, uite, este șefa femeiului, numai că are un ochi mai bun către Bulgaria. Că de-aia e și în zona, s-ar putea să intre în zona euro, nu? Bulgaria? Tot zic, ca și nu. Bun, este în camera apropiată, că deja a fost chemată pentru discuții. Păi în zona euro, domnul Pastia, e pe refinanțare 0%. Păi da, dar ce ziceau cehii? Cum îți mai reglezi deficitul dacă intri în zona euro? Ești pregătit să mai apelezi la jocul legat de curs? Acum să discutăm și pe deficit. Deficitul când a început? În 2019, da? În 2019. Eram 2,8? Eu știu că eram 2,8, că n-am cum să uit așa ceva. A venit imperbul ministru de finanțe și a plătit el tot ce avea de achitat. Adică contabiliștii putea să o mai... Să fim serioși, adică să nu fim naivi. Da? Sunt metode financiare, fiscale, contabile. Nu trebuie să fii prea un Mozart al finanțelor publice, cum era acuzat Macron. Da? Și puteai să o rostogolești exact pe modelul din ultimilor ani, ultimilor guvernări. Ca să nu intrăm în procedura de deficit, domnul Pastia. Noi am intrat în procedura de deficit. Acum întreb din nou, șefii acelor instituții de forță, CSAT-ul, când a redus domnul ministru de finanțe în 2019 bufferul, deci rezerva valutară de la Ministerul de Finanțe, cu 1,9 miliarde de euro și a fost întrebat în ianuarie 2020, de ce ai redus, domnul, această rezervă, care era obligatoriu constituită ca urmare a legii în România, ca urmare a tratatelor și a discuțiilor cu FMI și Banca Centrală Europeană. Trebuie să stea la o valoare de 6 miliarde. Omul, acest ministru de finanțe, care acum umblă pe la Kiev, a redus-o cu 1,9 miliarde de euro și întrebat la Ecofin la nivel european. A dat un răspuns de mare finanțist că ăsta este nivelul bufferului pe care este suportat de economia României. Dar nimeni n-a întrebat ce s-a întâmplat cu acea rezervă valutară. M-ați înțeles ce vă spun? Din 2019. Restul discuții, măști, măscuțe, uniform, nu mă interesează. Eu spun de 2019, când nu era niciun fel de pandemie. Iar din momentul ăla, deci noi, de exemplu, pe zona asta academică unde activăm noi, noi ne-am mutat cu alt ochi la acest domn. Da? Și ne uităm și la acești domni care reprezintă forța coercitivă a statului. De ce nu verificați și de ce nu veniți cu un raport pe aspectul ăsta? Că asta e o problemă pentru mine ca finanțist și ca jurist. Este important asta, să știți. Restul... E prea mare sumă, e dificil de calculat. Păi nu, dar nu poți să reduci, de exemplu, o rezervă valutară pe o perioadă limitată de timp, că după aia a început să și-o reconstituie. Și-a rezolvat-o prin aprilie sau mai. Da, și-a redus-o cu 1,9 miliarde de euro, da? Încălcând textul de lege, da? Și încălcând reglementările și tratarea care aveam cu FMI-ul și cu Banca Centrală Europeană, domnul Pastie. Pentru care erau pentru cheltuielile curente. Nimeni nu le discută. Eu, din momentul ăla, vă dați seama că orice apărea individul să-mi spună, să-mi comunice ori de la guvern, ori de unde mai era, deci nu mai interesa pe mine, că putea să spună, să vorbea singur. Deci asta este un exemplu de ce sunt dobânzile așa mari? Nu, ăsta este un exemplu de o proastă administrare a statului român.
Și în momentul ăsta, să știți, că discuțiile astea și ce discutăm noi aici au fost discutate la nivel european. Și iar atâta timp cât apar situații în care se pune ca, se dă ca exemplu, ceea ce s-a întâmplat în 2019, se poate întâmpla, de exemplu, în 2022, atunci noi avem un risc în România să returnăm aceste împrumuturi. Până acum n-am făcut prostii să nu le returnăm, asta e clar. Dar în situația în care noi nu le respectăm aceste tratate, aceste coerciții fiscale obligatorii, da? Pentru că și banii 6 miliarde de euro, bufferul ăla, trebuie să stea undeva într-o rezervă, deci nu prea poți să-i folosești. Deci clar, este o anumită situație în care ești obligat să ții banii acolo, nu ai voie să-i cheltui. Iar noi am ajuns, exact cum prognozam împreună, că poate să crească, de exemplu, spre 6,3, ziceam eu, acum nu știu cât e, 6,4. Acum spun și eu, la inflația care a prognozat-o BNR-ul, da? Este posibil ca la următoarea încercare să mai aduci bani în țară prin împrumuturi, să te duci spre 7. Nu știu, spun și eu. Este posibil, domnul Pastie. Că nimeni nu știe ce se va întâmpla acolo. Asta e. Și noi suntem, indiferent ce mi s-ar spune de la Cotroceni sau de la guvern, noi avem o problemă majoră datorită poziționării noastre apropiați de această zonă, care nu, deocamdată v-am spus, și l-am văzut pe cei de la NATO și zona asta militară, nu mă bag, dar mă uit și eu la cei din NATO, de exemplu. Secretarul General al NATO spune că s-ar putea să fie un război pe următorii ani. Asta înseamnă că războiul ăsta militar, la mine în zona asta economică și juridică, va continua mai mult decât războiul militar. Da? Ce înseamnă? Că anumite contracte, acorduri comerciale de furnizare hidrocarburi s-ar putea să nu mai se respectă. Că așa este situația. Și am văzut că se poate întâmpla oricând. Da, dar Uniunea Europeană zice că va acționa inteligent, astfel încât... Deci, până acum a acționat neinteligent, ca să nu vorbesc altfel. Sau a acționat nebunește, sau cum? E așa au zis. Apropo de un embargo vis-a-vis de produsele petroliere. Bun, și acum... Să nu sufere populația Uniunii. Bun. Și acum să discutăm pe situația asta. Uniunea Europeană face foarte bine că se uită doar la o gradă a Uniunii Europene, asta e clar. Da? Dar nu e numai singura piață unde băieții ăștia de la Kremlin își vând hidrocarburile. Iar economia globalizată, cum suntem noi acum, inclusiv Uniunea Europeană, cu Uniunea Europeană, e o piață. Da? Mai e piața americană, mai e piața asiatică, mai e piața zonei de sud și așa, multe piețe. Ar trebui să uite la Uniunea Europeană ce relații comerciale are această țară, Rusia, Federația Rusă, cu alți parteneri comerciali. Și se poate observa că există alt tip de alte tratate cu zona asiatică, de exemplu. Iar noi, dacă nu contracarăm orice fel de inovare în aceste tipuri, de cum a spus că există... aceste restricții sau cum... Sancțiuni aceste sancțiuni inovative, inteligente, nu inovative. Da? Bun. Dacă nu vom contracara și cu relațiile comerciale, cu partenerii care le are Federația Rusă în cealaltă parte a globului, vom avea o problemă. Vom avea o problemă mare, pentru că se vor scurge hidrocarburile ieftine din Rusia către aceste țări. Astea sunt puternice producătoare de produse. Vorbesc de China și India. Și atenție, ăștia cam vând nu pe piața rusă produsele alea. Le vând nouă. În Europa. Da? Iar dacă noi eram o discuție clară în care să se înțeleagă că din cauza dezastrului umanitar care l-au produs acești invadatori, da? Trebuie să existe o sancțiune mult mai largă, nu numai din partea Europei, s-ar putea să sărăcim noi în Europa, da? În partea aia de Asia, unde se cam produce cam totul în lumea asta, unde asta e viața, să prospere și din punct de vedere al productivității și din punct de vedere al inovării,
Iar noi pe următorii ani, pe aceste sancțiuni inteligente, că acum avem sancțiuni inteligente, să avem o problemă în Europa. Și eu cred că nu e de dorit așa ceva. Eu așa cred eu, nu știu. Adică, dacă vreți să ne gândim foarte clar că în momentul ăsta există un decalaj enorm tehnologic între China, India și Europa, și vă spun foarte clar că așa e, nu mai spun de mâna lor de lucru ieftin, nu mai spun, că acolo și producția aia din Europa și din Statele Unite ale Americii s-a dus în zona aia pentru că nu mai erau restricții de mediu, legislația muncii nu există la ei, că oricând poți să locuiești muncitori fiind un miliard și ceva. Nu e bine ceea ce spun eu, dacă am ăsta e adevărul, legislația muncii din Statele Unite din Europa e destul de strictă pe sindicate și așa mai departe, ei s-au dus normal, s-au dus acolo unde se mai întâmplă tot că face ce vor, nu tot, au costurile. Nu au costurile suplimentare, da? Acum plătim acest aspect pe globalizare, că de fapt astea au fost. Și cine vrea să verifice, poate să uite în istoria economiei recentă, din anii 70, de când au început să se externalizeze niște capacități de producție. Din cauza mediului, din cauza legislației muncii mai stricte în țările de origine. Nu este atât de complicat, dar se poate verifica. Oamenii își pot da seama cine cât de cât, cine cât își dă seama. Acum suntem în situația în care, din cauza acestui aspect, din cauza că s-au investit enorm pe acele piețe, normal că și inovarea este mult mai ridicată pe zonele. Asta e clară, domnul Pastie. Da? Și în Europa trăim într-o situație în care, într-adevăr, piața europeană este enormă la nivel global, dar noi pe asta putem să o jucăm. De ce putem să o jucăm aici? Pentru că în momentul în care tu dai sancțiunile numai pentru hidrocarburile rusești, da? Clar, costurile vor fi mult mai mari, că este clar, va fi un bidirecțional costul ăsta al suprataxării. Vor veni și către noi, da? Deci tot către noi s-ar putea să dai costul mai mare, iar în momentul în care beneficiarii asiatici vor avea hidrocarburile ieftine, costurile de producție vor fi mai mici, produsul final va fi mult mai mici, da? Se vor vinde că noi astea consumăm, astea suntem, iar să vă vedeți pe bursă ce creșteri economice vor avea băieții din zona de Asia. Și ce o situație vom avea noi? Păi nu, deci trebuie să fim mai inteligenți, dar nu așa cum spun ei. Trebuie să fim inteligenți, să le spunem că, de exemplu, dacă vor continua să consume eminamente hidrocarburusești, noi fiind război cu ei, și produsul final de la ei s-ar putea să fie taxat corespunzător ca să-mi iau și o taxă la nivel de Uniunea Europeană. Nu știu. E cum spuneam la final de emisiune, că nimic nu e gratis. Nimic nu e gratis. Asta totul are un preț, ar trebui să li se comunice și lor. Da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Eduard Pastia, vă doresc o seară nemaipomenită. Urmează Gabi Bălașu cu ediție specială de la ora 19. Numai bine.